Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vorbim azi despre Regatul Nabatean. Cine au fost nabateii? Regatul Nabatean, numit și Nabatea, a fost un stat politic al arabilor nabateeni în timpul Antichității Clasice. Regatul Nabatean controla multe dintre rutele comerciale ale regiunii, adunând o mare bogăție și atrăgând invidia vecinilor săi. S-a întins spre sud de-a lungul coastei Mării Roșii în Hijaz, până la nord de Damasc, pe care l-a controlat pentru o scurtă perioadă, 85-71 înainte de Hristos. Nabateea a rămas independentă din secolul al IV-lea înainte de Hristos, până când a fost anexată în anul 106 de către Imperiul Roman, care a redenumit-o Arabia Petreea. Istorie. Nabateii. Nabateii au fost unul dintre numeroasele triburi beduine nomade care au cutreierat deșertul arab și s-au mutat cu turmele lor oriunde au putut găsi pășun și apă. S-au familiarizat cu zona lor pe măsură ce anotimpuri l-au trecut și s-au străduit să supraviețuiască în anii răi când precipitațiile sezoniere au scăzut. Deși nabateii erau inițial înrădăcinați în cultura aramaică, teoriile despre aceștia având rădăcini aramaice sunt respinse de către cercetătorii moderni. În schimb, dovezile arheologice, religioase și lingvistice confirmă faptul că sunt un trib din Arabia de Nord. Originea precisă a tribului specific nomazilor arabi rămâne incertă. O ipoteză identifică patria lor originală în actualul Yemen, în sudul vestului peninsulei arabe, dar zeitățile, limba și scrierea lor nu împărtășesc nimic cu cele din sudul Arabiei. O altă ipoteză susține că au venit de pe coasta de est a peninsulei. Sugestia că au venit din zona Hejaz e considerată cea mai convingătoare, deoarece împărtășesc multe divinități cu popoarele antice. Rădăcina numelui tribului se găsește în primele limbi semitice din Hejaz. Asemănările dintre dialectul arab-nabatean târziu și cele găsite în Mesopotamia în perioada neo-asiriană, precum și un grup cu numele de Nabatu, listat de asirieni ca unul dintre mai multe triburi arabe rebele din regiune, sugerează o legătură între cele două. E posibil ca nabateenii să fi provenit de acolo și să fi migrat spre vest, între secolele 6 și 4 înaintea erei noastre, în nord-vestul Arabiei și o mare parte din Iordania actuală. Nabateii au fost asociați în mod fals cu alte grupuri de oameni. Un popor numit Nabaiți, care a fost învins de regele asirian, Ashurbanipal, a fost asociat de unii cu nabateii din cauza tentației de a lega numele lor similare. O altă concepție greșită este identificarea lor cu Nebaiotul din Biblica ebraică, descendenții fiului lui Avraam Ismael. Spre deosebire de restul triburilor arabe, nabateii au apărut ulterior ca jucători cheie în regiune în timpul perioadelor lor de prosperitate. Cu toate acestea, influența lor a scăzut, iar nabateii au fost uitați. Dezvoltare. Deși nabateii erau alfabetizați, n-au lăsat texte istorice lungi. Cu toate astea, există mii de inscripții găsite și azi în diferite locuri în care au trăit cândva, inclusiv grafiti și monede bătute. Tot ce se poate spune cu certitudine despre istoria nabateenilor e cunoscut în documentele istorice din secolul 4 înainte de Hristos. Acum se pare că există dovezi că provincia Ahemenidă Idumea trebuie să fi fost fondată înainte de 363 înainte de Hristos. După revolta eșuată a faraonului Hacor și a regelui Evagoras din Salamis și că Chedariții, dintr-un anumit motiv, s-au alăturat coaliției împotriva perșilor, care au ocupat o bucată imensă din teritoriul lor. Drept urmare, chedariții și-au pierdut privilegiul comerțului cu tămâie și au fost probabil înlocuiți de nabatei. S-a susținut că perșii și-au pierdut interesul pentru fostul teritoriu al regatului edomit după 400 înainte de Hristos, ceea ce le-a permis nabateenilor să câștige importanță în acea zonă. Toate aceste schimbări au contribuit la procesul prin care nabateii au câștigat controlul asupra comerțului cu tămâie de la Dedan la Gaza. Cea mai veche referință la nabatei e făcută de istoricul grec Diodor Siculus, care a trăit în jurul anului 30 înainte de Hristos, dar include informații despre ei cu aproximativ 300 de ani mai devreme.
folosește ca sursă pe Hieronymus din Cardia, unul din generalii lui Alexandru cel Mare, care a avut o întâlnire directă cu Nabatei. Diodor povestește cum Nabatei au supraviețuit într-un deșert fără apă și cum au reușit să-i învingă pe inamici ascunzându-se în deșert, până când aceștia din urmă s-au predat din lipsă de apă. Nabateii au săpat cisterne acoperite și au lăsat urme cunoscute doar de ei înșiși. Diodor a scris despre modul în care iubeau în mod excepțional libertatea și include o relatare a raidurilor inițiate de generalul grec Antigon I în 312 înainte de Hristos. Nici asirienii, nici regimezilor și persanilor, nici măcar cei din Macedonia n-au putut să-i înrobească și nu și-au dus niciodată încercările cu succes. Diodor Siculus. După moartea lui Alexandru cel Mare, în 323 înainte de Hristos, imperiul său s-a împărțit printre generalii săi. În timpul conflictului dintre generalii lui Alexandru, Antigon I-ul a cucerit Levantul și acest lucru l-a condus la granițele Edomului, chiar la nord de Petra. Nabateii bogați au devenit următoarea țintă a lui Antigon, bogăția lor fiind generată de veniturile caravanelor comerciale care transportau tămâie, smirnă și alte condimente de la Edom până la actualul Yemen, prin peninsula arabică, trecând prin Petra și ajungând în portul din Gaza, pentru transportul pe piețele europene. Această bogăție i-a deosebit pe Nabatei de alte triburi arabe. Potrivit lui Diodor Siculus, când Antigon a cucerit Siria și Fenicia, el a căutat extinderea domeniului său, incorporând pământul arabilor care se numesc nabateeni. El l-a trimis pe Ateneu la această sarcină cu 4.000 de soldați pe picioare și 600 de călăreți sub conducerea sa pentru a ataca arabii nabatei și a le lua turmele și posesiunile ca pradă. Înainte ca Ateneu să avanseze, el a fost informat că acești arabi la anumite date ale anului se adunau pentru sărbătorile naționale în care femeile, copiii și bătrânilor erau lăsați într-un anumit loc numit Stânca, descriere care se potrivește cu Petra. Ajuns în timp ce plecau nabatei, Ateneu a surprins locuitorii și a reușit să prade tone de condimente și argint de la Petra în 312 înainte de Hristos. Deși anul e considerat începutul oficial al istoriei nabateenilor, erau deja foarte bogați. Plecând înainte de noapte, Ateneu a trecut prin 200 de stadii înainte ca armata sa să obosească și să se oprească să se odihnească, așa că Ateneu a crezut că este ferit de orice pericol nabatean. La auzul atacului asupra Antigonului, 8.000 de soldați nabateeni au urmărit armata lui Antigon și au atacat în lagărul lor, distrugând practic întreaga armată. Diodorus a descris evenimentul, toți cei 4.000 de infanteriști au fost uciși, dar dintre cei aproximativ 600 de călăreți, aproximativ 50 au fugit, iar dintre aceștia, majoritatea au fost răniți. Ateneu însuși a fost ucis. Diodor a dat vina pe Ateneu pentru eșecul din cauza incapacității sale de a prezice mișcarea rapidă a nabateenilor. Din acest motiv, nu pusese niciun explorator în calea sa, făcându-l total vulnerabil. Când nabateenii au ajuns la Petra, au scris o scrisoare către Antigon, explicând cum responsabilitatea pentru ceea ce s-a întâmplat se datora atacului lui Ateneu și că ei înșiși nu doreau război. Antigon a răspuns că Ateneu acționează singur, fără aprobare prealabilă. Antigonus intenționa, din corespondența sa, să ia pe nabateeni în gardă, dar ei erau extrem de suspicioși cu privire la scrisoarea lui Antigon și se pregăteau pentru orice atac viitor prin stabilirea unei serii de avamposturi la marginea munților. Când Antigonus a decis să răzbune înfrângerea lui Ateneu, a trimis 4.000 de infanterii și 4.000 de călăreți să marșeze în țara arabilor sub comanda fiului său Demetrius, care era cunoscut grecilor cu epitetul său Asediatorul. Când a ajuns pe teritoriile nabateenilor, exploratorii au folosit semnale de fum pentru a informa locuitorii despre înaintarea armatei lui Antigon. De data aceasta, nabateenii erau gata să înfrunte dușmanii lor. Au înființat o armată care stătea în Petra pentru a proteja ceea ce nu puteau transporta și și-au împărțit turmele și bunurile în grupuri cu luptători care s-au refugiat pe teren accidentat, cum ar fi deșerturi și vârfuri de munte.
Nabateenii au folosit terenul în avantajul lor, navigând în deșert, precum și capacitatea lor de a găsi surplus de apă. În diferite cisterne subterane construite pentru a colecta ploile sezoniere. În timp ce grecii au invadat Petra, n-au putut să o ia în posesie. În schimb, arabii au trimis un mesaj lui Demetrius, spunând că agresiunea sa nu are sens, deoarece pământul lor era semiarid și nu aveau dorința de a fi sclavii lor. În cele din urmă, Demetrius a fost obligat să acorde condițiile de pace și să se retragă, luând prizonieri și daruri. Mai târziu a fost mustrat de tatăl său pentru legăturile sale pașnice cu nabateenii, dar după ce a aflat că fiul său a găsit depozite importante de bitum, care erau esențiale procesului de îmbălsămare, l-a felicitat pentru beneficiile economice ale descoperirii sale. Acest lucru l-a încurajat pe Antigonus să trimită o altă expediție sub Geronimo de Cardia pentru a colecta tot bitumul care putea fi extras din lac. Nabateenii, număr de 6.000, înfuriați de un alt atac, i-au atacat cu vigoare în navele lor și au ucis aproape pe toți cu săgeți. Prin urmare, Antigonus și-a pierdut orice speranță de a câștiga în acest fel. Evenimentul e descris ca primul episod în care un produs petrolier din Orientul Mijlociu a fost cauza războiului. Seria războaielor dintre generalii greci s-a încheiat într-o dispută asupra țărilor Iordaniei moderne între Ptolomeii din Egipt și Seleucizii din Siria. Conflictul le-a permis nabateenilor să-și extindă regatul dincolo de Edom. La sfârșitul secolului al IV-lea înainte de Hristos, nabateenii au ocupat nordul Hegiaz, Edomul și Negevul în Marea Mediterană, împreună cu câteva insule offshore și o întindere de pământ de-a lungul coastei Mării Roșii. Diodorus reamintește că nabateenii au atacat nave comerciale aparținând Ptolemeilor din Egipt, dar au fost în curând vizați de o forță mai mare și pedepsiți cum meritau. Deși nu se cunoaște motivul pentru care bogații nabateeni s-au orientat către piraterie, un posibil motiv este că au simțit că interesele lor comerciale erau amenințate de ruta comercială navală de peste Marea Roșie. La jumătate de secol, după atacurile lui Antigonus, este a doua referință istorică la nabateenii din Hauran. Dionisie, unul dintre cei doi grefieri greci care căutau un venit alternativ, prin vânzarea femeilor ca sclave sexuale, a fost odată reținut de nabateeni pentru o săptămână în timpul uneia din acțiunile sale. Având în vedere egalitatea de gen extraordinară a societății nabateene la acea vreme, e probabil că s-au opus tratamentului femeilor din zona lor, despre care credeau că sunt responsabile în cursul menținerii ordinii publice. Aretas I-ul este primul rege al nabateenilor, al cărui nume a fost găsit pe inscripție în Negev, datând din secolul II după Hristos. În aceeași perioadă, nabateenii arabi și vecinii evrei, Macabei, au menținut o relație prietenoasă. Nabateenii au început să bată monede în același secol, reprezentând independența economică și politică largă de care s-au bucurat. Petra a fost inclusă într-o listă a marilor orașe din zona mediteraneană, vizitate de un notabil din Priene, un semn al importanței nabateei în lumea antică. Petra a fost inclusă cu Alexandria ca oraș suprem în lumea civilizată. Nabateenii au fost aliați ai macabeilor în timpul luptelor lor împotriva monarhilor seleucizi. Au devenit apoi rivali ai succesorilor lor, dinastie evrească hasmoneană și un element de frunte revoltele care au invitat intervenția lui Pompei în Iudeea. Portul Gaza a fost ultima oprire pentru condimentele care erau transportate de rulote comerciale înainte de a fi expediate pe piețele europene, astfel încât nabateenii au exercitat o influență considerabilă asupra celor din Gaza. Regele hasmonean Alexandru Ianeus a asediat orașul Gaza în jurul anului 100 înainte de Hristos, pe motiv că gazezii au favorizat pe Ptolemei în fața evreilor în ultimele lor bătălii. Gaza a fost ocupată, iar locuitorii săi au fost uciși de sabie de Ianeus. Hasmoneii sub Ianeus au lansat o campanie care a cucerit mai multe teritorii din Transiordania la nord de Nabatea, de-a lungul drumului spre Damasc, inclusiv nordul Moabului și Galaadului.
Achizițiile teritoriale au amenințat interesele comerciale nabateene, atât în Gaza cât și în seleucidele din Damasc. Regele nabateenilor, Oboda, s-a luptat pentru restaurarea zonelor. Oboda a reușit să-l învingă pe Aneus în bătălia de la Gadara, în jurul anului 93 înainte de Hristos, când l-a prins într-o ambuscadă într-o vale abruptă, în care Ianeus a avut norocul să scape viu. După victoria nabateenilor asupra evreilor, primii erau acum în conflict cu seleucizii, care n-au fost impresionați de influența crescândă a nabateenilor din sudul teritoriilor lor. Au fost din nou victorioși asupra grecilor și de data aceasta și asupra seleucizilor. În timpul bătăliei de la Cana, regele seleucid Antioh al XII-lea a declarat război nabateenilor și regele însuși a fost ucis în luptă. Armata s-a demoralizat, a fugit și a murit de foame în deșert. După victoriile lui Oboda asupra evreilor și grecilor, el a devenit primul rege nabatean care a fost închinat ca zeu de către poporul său. Avdat a fost un templu construit în deșertul Negev de către nabateeni pentru a-l comemora pe Oboda. A fost îngropat acolo și au fost găsite inscripții referitoare la Oboda zeul. În timpul domniei lui Areta al III-lea, 87-62 înainte de Hristos, regatul pare să fie atins zenitul teritorial, dar a fost învins de o armată romană sub comanda lui Marcus Emilius Scaurus. Armata lui Scaurus a asediat chiar Petra, dar în cele din urmă a fost negociat un compromis. Plătind un tribut, Aretas al III-lea a primit o recunoaștere formală din partea Republicii Romane. Regatul nabatean a fost încet înconjurat de Imperiul Roman în expansiune, care a cucerit Egiptul și a anexat Iudeea Hasmoneană. În timp ce regatul nabatean a reușit să-și păstreze independența formală și a devenit un regat client sub influența Romei. Anexarea la Imperiul Roman. În 106 după Hristos, în timpul domniei împăratului Roman Traian, ultimul rege al regatului nabatean, Rabel al II-lea Soter, a murit. Acest lucru poate să fi determinat anexarea oficială a nabateenilor la Imperiul Roman, dar motivele formale și modul exact al anexării nu sunt cunoscute. Unele dovezi epigrafice sugerează o campanie militară comandată de Cornelio Palma, guvernatorul Siriei. Se pare că forțele romane provin din Siria și de asemenea din Egipt. Este clar că în 107 după Hristos, legiunile romane erau staționate în zona din jurul Petrei și Bosrei, așa cum arată un papirus găsit în Egipt. Regatul a fost anexat Imperiului pentru a deveni provincia Arabia Petreea. Comerțul pare să fi continuat în mare parte datorită talentului incontestabil al nabateenilor. Sub Hadrian, Limesul Arabus a ignorat cea mai mare parte a teritoriului nabatean și a fugit spre nord de la Aila, Acaba modernă, până la capul golfului Acaba. Un secol mai târziu, în timpul domniei lui Alexandru Sever, emisiunea locală de monede s-a încheiat. Nu s-au mai construit morminte fastoase, aparent din cauza unei schimbări bruște a modalităților politice, cum ar fi o invazie a puterii neopersane sub Imperiul Sasanid. Orașul Palmyra, pentru o vreme capitala Imperiului Separatist Palmyra, 130-270, a crescut în importanță și a atras comerțul arab din Petra. Geografie. Regatul era poziționat între peninsula Sinai și peninsula Arabă. Vecinul său din nord era regatul Iudeii, iar vecinul din sud-vest era Egiptul Ptolemeic. Capitala era orașul Rahmu din Iordania și cuprindea orașele Bostra, Madain Saleh, Hegra și Nitsana. Rahmu, numit acum Petra, este un oraș comercial bogat, situat într-o convergență de importante rute comerciale. Una dintre acestea a fost traseul tămâii, care se baza pe producerea atât de smirnă cât și de tămâie în sudul Arabiei și trecea prin Madain Saleh până la Petra. De acolo aromele au fost distribuite în toată regiunea mediteranean. Ne oprim aici, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!